Vă aud. Bună seara, vă mulțumesc și noastră pentru faptul că la această oră la care noi lucrăm, sunteți încă treaz pentru noi. Dumneavoastră aveți zile lungi, așa cum spuneam și mai devreme, și este de apreciat efortul pe care îl faceți de a vorbi câteva minute. Am auzit-o împreună, sper că ați auzit-o dumneavoastră pe Gabi Firea, primarul general al Capitalei. Practic, veți avea cei mai odihniți medici la Spitalul Victor Babeș, ceea ce nu e puțin lucru în nebunia care se anunță. Da. Acum, întrebarea este pe buzele tuturor. Face față sau fac față spitalele din București pentru valul ce se preconizează a urma a fi internat? S-a mărit numărul de paturi la Victor Babeș? Cam cum stăm acolo, în momentul acesta, când încă n-a început nebunia? Practic, printr-un proiect, să spunem, sau printr-un plan, mai bine zis, printr-un plan care este gestionat în momentul de față de Ministerul Sănătății, de Guvernul României și, zic eu, și de Primăria Capitalei, spitalele de primă linie care vor avea, practic, contact direct și vor interna direct doar bolnavi care sunt infectați cu acest virus, sunt spitale de boli infecțioase. Este vorba de Institutul Matei Balș și de Spitalul Victor Babeș. Capacitatea acestor spitale este de aproximativ 1000 de paturi. Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în Italia în momentul de față și în cealaltă țări europene, se pare că numărul de bolnavi care se internează în spitale este mult mai mare, dar suntem pregătiți pentru că ne-a lăsat acest virus un răstimp să ne pregătim, suntem pregătiți să facem față primului val. Da. Primul val înseamnă poate mai mult calm din partea celor care gestionează situația, mai mult calm din partea medicilor care au datoria să trieze și să interneze în spitale cazurile care trebuie internate în spitale. Nu totul trebuie internat în spital în primele etape. Trebuie selectat și internat ceea ce trebuie internat. Dar astea sunt lucruri medicale, sunt treburi care sunt specifice activității medicale. Ceea ce aș vrea să subliniez vis-a-vis de ceea ce s-a discutat înainte de a interveni eu, este faptul că este unic în România, în momentul de față, faptul că cineva s-a gândit și la starea psihică și la starea fizică a personalului medical care intră direct în luptă în aceste momente. Și a fost, practic, oferit de către Primăria Capitalei, după discuțiile pe care le-am avut cu doamna primar, a fost oferit un hotel în care medici, asistente, infirmiere să poată să meargă după terminarea orelor de servici și să se relaxeze, să se odihnească, un loc în care să meargă și să rămână tot echipă. Este un lucru esențial să rămâi echipă și ca să poți să intervii în timp util atunci când practic lucrurile încep să se intervii odihnit, nu obosit când deja nu sigur mai poți da. Și tremură mâinile. Da. Sigur că da. Deci noi nu avem în momentul de față o situație care să ne sperie astăzi. Nu, dar o așteptăm cu toții. Din spusele celor care cunosc ceea ce, sau nu cunosc, știu ceea ce se va întâmpla, probabil că în câteva zile, într-o săptămână, în două săptămâni, vom avea și noi o aglomerație, ca să spunem pe nume, sau ca să spunem mai voalat un pic. S-o numim mai decent așa puțin, dar o aglomerație de pacient. Încercăm o aglomerație în a se prezenta la spital a oamenilor care au nevoie. Vorbeați mai devreme de acest avantaj al delay-ului pe care îl avem, pentru că încă nu a început nebunia, nu suntem pe curba aceea extrem de ascendentă. Acum, noi nu știm, poate chiar o fi, dar din cauza faptului că nu reușim să testăm
așa cum reușesc să testeze coreenii, 15.000 de pacienți pe zi sau mai știu eu ce alte țări puternic dezvoltate. Poate că noi suntem pe curbă, dar nici nu știm. Dar să luăm datele oficiale și să ne bucurăm de faptul că nu suntem chiar pe panta aceea ascendentă brusc, așa cum am văzut-o în restul țărilor. Dacă tot avem acest răgaz, putem întâmpina virusul cu ceva soluții pe care le-au găsit cei pe afară? Adică măcar pentru tratament, dacă nu vaccin. Că de vaccin nu se poate vorbi probabil anul acesta. Dar avem ceva ca să nu ne mai ia prin surprindere, să folosim deja ce au descoperit ei, poate, în lupta lor cu virusul? Un tratament nou? Da, nu neapărat un tratament nou. Avem la îndemână niște scheme de tratament care au fost folosite atât în China cât și în alte țări din Europa. Da. Scheme de tratament pe care, în momentul de față, echipa de experți ai României, că nu mai este vorba de experți ai unui spital anume. Corect. Există o echipă de experți ai României și care nu neapărat sunt oficiali din Ministerul Sănătății. Sunt oameni care fac meseria asta de zeci de ani. Este vorba de profesorul Cercel, împreună cu profesorul Ceaușu, împreună cu alți profesori din țară care sunt capii în zona de boli infecțioase și care zilnic, eu sunt martor, eu nu am specialitatea asta, dar eu sunt martor la întâlnirile zilnice pe care oamenii ăștia le au și încearcă să adapteze niște scheme de tratament la ceea ce s-ar putea sau ceea ce ar putea să vină. Nu suntem descoperiți în momentul de față, dar trebuie luat în calcul că toate aceste tratamente nu sunt încă verificate, nu sunt experimentale. Medicamentele sunt pe piață de an bun. Deci nu trebuie să sperie nimeni nu face experiențe pe oameni. Da, Doamne ferește. Sunt tratamente care vor fi puse la bătaie în funcție de starea și gravitatea bolii respective. Sunt sigur că vom avea și succese. Doamne ajută, îl avem în legătură și 2-3 minute v-aș ruga să mai rămâneți în legătură cu noi, pentru că îl avem și pe domnul Ion Alexie, medicul de boli infecțioase din Las Vegas, cu care am vorbit și aseară și ne spunea de acele două scheme de tratament. Poate vine cu vești bune de acolo din Vegas. Dânsul avea 2 pacienți aseară, în momentul în care vorbim, și înțeleg că este o veste chiar de ultimă oră din partea autorității care aprobă medicamentele în SUA. Bună seara la noi, bună ziua la dumneavoastră și vă mulțumesc încă o dată că suntem în legătură, domnul doctor. Care ar fi noutățile? Suntem și cu managerul Spitalului de Boli Infecțioase, Victor Babeș, din București. Ne spunea că avem șansa de a aplica niște tratamente pe care le-au aplicat cei care sunt în plină luptă cu virusul. Înțeleg că vine o veste bună și de la dumneavoastră din America. Una dintre cele două scheme de tratament despre care ne vorbeați aseară ar fi fost deja aprobată. Este adevărat? Deci bună seara la toată lumea, la toți românii. Bună seara, domnul doctor. Azi FDA-ul, care este echivalentul la ANM-ul din America, a aprobat medicamentul care se numește hidroxiclorochina pentru tratamentul acestui virus. Și ieri, în timp ce noi discutam și explicam că situația este foarte fluidă și am mai vorbit de un alt medicament, o combinație de două medicamente, lopinavir și ritonavir, care se folosea în tratamentul pacienților cu SIDA-AIDS, da. Ieri s-a publicat un studiu în New England Journal of Medicine, care este cel mai renumit ziar, adică revistă medicală, da. În care s-a făcut un studiu și s-a dovedit că, de fapt, medicamentul nu ajută. Deci eu vă spuneam ieri că l-avem pe listă să-l folosim și acum nu o să-l mai folosim. Nu ajută. Deci acela nu ajută, a picat. Se pare că a rămas doar prima variantă de care ne spuneați. Acum, dacă ea se dovedește ar fi folosită cu succes, mergem tot așa, vă presupunem, fiind la început, ne spunea și domnul Imbri că sunt scheme de tratament, nu sunt neapărat cele cu 100% rată de succes, dar sunt cele pe care le-au încercat și în mare măsură au reușit țările care se luptă deja cu boala. Dacă acest medicament despre care vorbim, că a fost aprobat de către autoritatea americană, se va dovedi a fi un real succes, și acum îl întreb pe domnul Imbri, în ce... cât de repede putem noi avea acces, noi ca țară mică până la urmă, adică trebuie să ne vedem lungul nasului, la un posibil tratament cu rată mare de succes? Sau vom sta la rând în spatele țărilor civilizate? Nu, vedeți, vorbeam înainte
de avantajul pe care îl avem că acest virus, nu știu din ce considerente, ne-a acordat un time-out. Vă spun sincer... Ne-a văzut mai amărâți așa. Nu știu, nu înțeleg, vă spun sincer de ce... Dar nu luați în calcul și faptul că poate n-am testat destul și poate nu ne-a acordat? Ne-a lăsat un pic să ne gândim, ne-a lăsat un pic să ne organizăm. Da. Iată că acum vin niște sfaturi de la niște profesori eminenți din țările în care sigur că lucrurile din punct de vedere științific sunt înaintate. Corect. Datorită cercetărilor și datorită finanțării cercetării de maniera asta. Așa este. Și atunci sigur că noi cred că ne vom adapta și nu vom fi atât de copii să nu urmăm rapid experiența și sfaturile. Da, nu, Doamne ferește, nu mă referam la copilărie, mă referam la potență financiară. Adică în momentul în care va apărea ceva cu adevărat de succes, se va repezi toată planeta să-l cumpere. Cum să vă spun eu? Cred că potența financiară în momentul de față este un pic echilibrată de solidaritatea internațională. Doamne ajută! Deci, și cred că vom fi în continuare ajutați și sprijiniți, așa cum fiecare națiune, cât ar fi de mare, merge pe principiul solidarității în momentul de față. Cred că indiferent de cât va costa și indiferent de ce se va întâmpla, lucrurile se vor echilibra la un moment dat și vom reuși să trecem, poate nu toți, dar vom reuși să trecem prin această experiență. Așa este. Și un minut vă mai rețin și vă mulțumesc foarte mult. Știu câtă oboseală ați acumulat în aceste zile. V-am urmărit pe celelalte posturi de televiziune de când a început nebunia și pe dumneavoastră și pe domnul Cercel și pe domnul Raed Arafat. Mulți au și venit aici pe la noi prin platou și previziunile erau sumbre. Acum, în momentul de față, în care suntem practic în buza începutului la noi în România, v-ați păstrat, erați destul de pesimist în legătură cu finalul acestei pandemii. Ne spuneați ceva de un an și jumătate, doi poate. Acum ce gândiți despre acest lucru? Apropo de timp, la cât de mult ne iubește acest virus și stă cu noi? Cam așa, da. Da. Din ceea ce am învățat de la profesorii mei și de la cei care, pe care îi ascult în fiecare zi, cred că acest virus a câștigat și a câștigat dreptul de a locui în România, da? Da, probabil că la fel ca și celelalte virusuri cu care noi conviețuim de ani de zile, acest virus va rămâne alături de noi și cred că numai noi suntem în măsură să hotărâm dacă îl lăsăm să ne conducă sau dacă îl vom conduce noi. Cu alte cuvinte, faceți neastră apel la responsabilitatea oamenilor de a sta în casă, de a păstra acea distanță socială. Exact. Să știți că nici într-un caz, niciun medic, niciun sistem de sănătate, cel puțin din România, nu zic de cealaltă, și ba da, de cealaltă, pentru că este evident ce se întâmplă în întreaga lume, nu va reuși să răzbească dacă fiecare om din această țară nu va încerca să devină un medic. Pentru corect. El însuși. Propriul său medic, corect. Absolut corect. Propriul său medic, să știți. Medic în măsura în care nici măcar nu-ți trebuie cunoștințe de medicină pentru a putea să te izolezi. Doar trebuie să stai separat în casă. Poate m-am exprimat greșit. Am înțeles ce nu neapărat medic, dar igienistul propriul tău, da? Paznic să fii, da. Exact. Împotriva virusului. Asta este corect. Ceea ce încerc să transmit populației României. Nu vi se pare totuși că sunt mulți care nu înțeleg? Și la atâta timp, distanță de la începutul nebuniei, totuși a început în decembrie, ne uitam așa ca la un film SF, la chinezi, nici acum mulți dintre noi nu realizăm ce pățesc italienii, adică luăm în continuare totul în stilul neauș românesc. Las că nu o să ajungă și la noi. Să știți că nu că nu înțeleg, această acalmie pe care o vedem, eu o văd cu mirare, această acalmie, adică faptul că nu avem cazuri multe, faptul că tot ce am internat au o simptomatologie destul de ușoară, te face să te duci și te duce cu gândul la, dom'le, dar unde sunt? Dar când vine? Dar unde este pericolul?
Momentul însă cred că va fi ca un trăznet, așa cum... De asta mi-e frică și mie, exact. Și pentru Italia, înțelegeți? Deci asta este și teama noastră și cred că nu trebuie să ne liniștim. Sigur că și pentru România, că sunt în continuare oameni care nu cred sau sunt în continuare oameni care privesc foarte, foarte superficial. Pentru fiecare dintre noi devine o problemă de libertate. Da, dacă îmi permiteți, este înțeleasă. O amăgire, dar lumea nu înțelege. Noi nu avem capacitatea de testare. Am spus de zeci de ori de când a început. S-ar putea să ne amăgim, numărul real să nu... Nu s-ar putea, sigur. Numărul real nu este acesta pe care îl știm oficial. Pentru că atâta putem noi din capacitatea de testare. Dacă am testat de 10 ori mai mult, probabil că ar apărea de 10 ori mai multe caze. Bun, deci nu este o acalmie. Dar vreau să vă spun ceva. Și dacă am testat de 10 ori mai mult și ar apărea de 10 ori mai mult, ce am face? Păi măcar oamenii ar ști și nu s-ar duce acasă la părinți, la bunici cu virusul. Asta cred că ar fi esențial. Și asta este un aspect extraordinar de important. Acum, păi da. Și vreau să subliniez ceea ce... Vedeți dumneavoastră câteodată, nu doar medicii pot să facă bine sau nu doar medicii pot să ia inițiative bune. Uitați-vă, revin la inițiativa localităților, a administrației locale de a duce la cei bătrâni ceea ce au nevoie, de a încerca să intre în legătură cu cei bătrâni și atenție, sigur că cei bătrâni înseamnă cei de vârsta mea, cei bătrâni înseamnă seniorii. Da, înseamnă părinții, bunicii noștri, înseamnă fiecare familie, cineva important înseamnă cei. Profesorul Cercel spunea așa: vrei să-i păzești, vrei să-i ferești, du-te și lasă în fața casei, în fața ușii, pardon, da. Lasă-le ce trebuie și pleci. Trebuie însă completat un pic. Vă rog, 30 de secunde. Înainte să te duci, sună-i și anunță-i că vii și că nu poți să stai pentru că ți-e frică pentru ei. Absolut pentru corect. Că altfel, dacă doar lași în fața ușii și fugi, senzația lor este că ei că au sunt părăsiți. Ceva. Da? Și împărăsiți. Ce face primăria este un lucru extraordinar pentru că dă siguranță. Așa. Pentru că cel care vine în fața ușii să lase ceva nu este un posibil infractor care sună și zice am venit să vă fac un test. Este poate copilul sau nepotul său. Corect. Sau dacă nu au, este un personaj sigur de la primărie. Da, corect. Exact. Absolut corect. Exact. Absolut deci, corect. Trebuie să apreciem că societatea face pentru oameni gestul mult, acesta. Mult în momentul de față și că, de fapt, solidaritatea poate ne va ajuta să trecem mai Doamne mult. Ajută. Doamne ajută! Vă mulțumesc foarte mult! A fost domnul Emilian Imri, manager general al Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș. Cu atât mai mult cu cât nu știm cât de mulți sunt infectați în România pentru că nu se fac testări, cu atât mai mult trebuie să ne ferim, să păstrăm acea distanță socială pentru a nu duce virusul în casă, pentru că, vedeți, toți specialiștii spun că numărul de infectați ar putea să fie mult mai mare decât cel pe care reușim să-l descoperim.